Veste bună pentru tinerii din România. Ministerul Finanțelor va suplimenta programul Prima Casă. Plafonul de garanție aferent anului 2016 va fi mărit cu 500 de milioane de lei. Banii pentru prima casă sunt pe terminate. De frica legii dării în plată, ritmul rapid de acordare a creditelor ipotecare prin acest program în primele luni ale anului 2016 a condus la epuizarea rapidă a garanțiilor acordate de stat băncilor pentru acest tip de împrumuturi. Potrivit unor surse guvernamentale, plafonul de garanții va fi suplimentat cu 500 de milioane de lei, sumă în care intră 35 de milioane de lei din garanțiile actuale, care vor fi redistribuite băncilor care au rămas fără bani. Până în această perioadă, numărul solicitărilor s-au dublat față de anul trecut. Numai în luna aprilie au fost înregistrate 6.270 de cereri.